Sir Paul McCartney le-a făcut o surpriză de zile mari fanilor săi, a susținut un concert spontan în Londra, pe care l-a anunțat cu doar o oră înainte pe contul său de Twitter. Chiar și așa, 2000 de fani s-au grăbit să prindă un loc cât mai în față pentru a-l vedea de aproape pe fostul membru al legendarei trupe Beatles. În vârstă de 71 de ani, McCartney a cântat alături de trupa sa din remorca unui camion. Artistul a mărturisit că fanii trebuie să-i mulțumească fiicei sale pentru această surpriză. A fost ideea ei.